cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Anunțam ieri că încercăm să intrăm în direct cu un cunoscut cântăresc la vremea lui, Sergiu Cioiu. Din păcate, domnia sa a trebuit să plece și nu mai avem cum să intrăm în legătură directă, tehnic vorbind. Așa că astăzi vom discuta, subiectul, cum spunea cineva, este telefonat, despre Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Să spuneți, dom'le, ce atâta cu spitalul? Deci, discutăm despre spital, pentru că spitalul este poate cea mai importantă instituție care nu funcționează cum trebuie în Județul Neamț și care nu-i politică, că alea politice nu mai discutăm. Deci, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț ieri și-a mai devorat un manager. Practic, spitalul ăsta este locul în care toți managerii își dau, cum să vă spun eu, sunt devorați, ce să mai lungim. Dacă ne uităm, pornim de la actualul manager, Alexandru Filimon, astăzi încă mai merge la serviciu, dar ieri a fost ședința Consiliului de Administrație și prin acordul părților s-a ajuns la încheierea contractului de management, o șmecherie. O șmecherie, cum să vă spun eu, din care toată lumea să iasă bine. Noi luăm act de demisia ta și tu nu spui nimic de rău de noi. Noi luăm, tu pleci și noi vedem ce facem și le aranjăm pe toate. Deci pornind de la Alexandru Filimon, mergând în urmă la Codruz Munteanu, chirurgul eminent care a venit la Piatra Neamț să conducă spitalul. Și ceilalți manageri, țineți minte grămada aia de manageri care au stat câteva zile la conducerea spitalului în pandemie și care acum in corpore sunt toți aruncați în dosarul acela cu incendiu, unii vinovați, poate alții nevinovați total. Nu discutăm noi, că nu suntem procurori, dar iau înaintea lor doctorul Lazar, doctor Ioan Lazar, care s-a ales de pe urma mandatului cu 3 dosare mari de tot, și s-au pus în cârcă toate șmecheriile făcute din Consiliul Județean pe spital, în condițiile în care am fost singurul manager care s-a mai ocupat să dea cu var pe acolo și să înlocuiască una alta. I-au întrerupt mandatul cu 3 luni sau 2 luni înainte de finalizare, pentru că i s-a pus pata lui Ionel Arsene și doamnei Emilia Arcan pe el și au vrut să-l schimbe cu tot din adinsul. După care i-au făcut niște plângeri, bineînțeles că s-a sesizat o instituție la un material dintr-un ziar, bineînțeles că la comandă, până atunci nu s-a sesizat și nici după despre toate fără de legile din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, pentru că sesizarea se face numai la o anumită atingere și așa s-a întâmplat. Mergem mai înainte, doctorul Ghiță, și el cu probleme cât a fost manager la spital. Și mai avem și pe alții care au ajuns acolo pe pile, că erau rude cu cutare. Am avut unul care era rudă cu domnul doctor reumatolog, care era și, cum să spunem, sfătuitorul lui Gheorghe Ștefan pe domeniul sănătății, după care a trecut, a fost plasat lângă Vasile Pruteanu și care acum este în Colegiul Medicilor, domnul doctor Andrița. Am mai avut-o pe o doamnă Zanfir, plasată acolo de doamna care acum este secretară al județului. Și tot așa, postul de manager la spital a fost întotdeauna unul parcă atins de un blestem. De ce?
Pentru că nimeni nu s-a dus. A, l-am avut și pe domnul avocat Negelski pe acolo. A dus cu surle și trâmbițe de echipa Bulai, nu deputatul, deputata, și Arsene, pus la spital ca un manager. El este un manager bun, dar la spital sunt alte realități. Din 2011 până acum, spitalul ăsta a înghițit bani, fonduri și n-a reușit să se dezvolte pentru că nu a existat un plan de dezvoltare. Pentru că cei din Consiliul Județean, care sunt proprietarii clădirilor și a ce este acolo, au avut grijă doar de imagine relativă la spital. Nu i-a interesat fondul problemei. Și atunci, de fiecare dată când se dădeau 5 lei la spital, se făceau comunicate, vai, ce facem noi, ce dregem, ce, nu știu ce. Acțiunea asta a fost criminală. Din 2011 până astăzi, Consiliul Județean a spoit lucrurile la spital în funcție de culoarea politică a președintelui sau a partidului aflat la guvernare. Fără excepție. Fără excepție. Și lucrurile au mers din rău în mai rău. La un moment dat, se părea că, domnule, ia că avem niște proiecte la spital care vor permite ca el să se dezvolte. Fac o paranteză. Ce v-am spus înainte reprezintă o politică criminală față de populația județului. Indiferent cum am luat și am discutat lucrurile, politica a fost criminală și la fel de criminal este faptul că ea a fost permisă de toți cei care aveau posibilitatea să o oprească. Și să ne aducem aminte niște lucruri. Cum s-a închis, între ghilimele, că el teoretic nu s-a închis, spitalul de la Bicaz. Ce s-a întâmplat la Rosnov? Cum a fost prin 2011 când spitalul din Piatra Neamț a primit clasificarea 3, când putea și ar fi trebuit să o primească clasificarea 2, neîndeplinind decât un singur criteriu. Acela cu 5% din pacienți tratați din alte județe. În condițiile în care, prin alte zone, lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat. Ei, se părea la un moment dat că lucrurile vor merge spre bine. Proiecte peste proiecte la spital. Extinderea OPU, frumos. Necesar. Obligatoriu. Proiect cu secții medicale. Frumos, necesar, obligatoriu. Bani care există prinși la buget și acum. Și de 4 ani nu s-a mișcat nimic. De ce? Pentru că niște indivizi, în loc să-și facă treaba, stăteau la pârțurile președintelui, care puteau să fie și pe gură, și spunea, dacă președintele spunea, am visat un spital pe lună, e, vai, ce frumos miroase ce ați spus, vai, acum facem planurile. În loc să-i spună, domnule președinte, noi avem chestiile astea, facem spitalul ăla când îl facem, dar până atunci, băi, mor oameni. Nu, vai ce bine. Păi știți, avem și proiectul celălalt cu fluide, cu alea. Nu, domne, nu, facem spitalul nou, uite așa, într-un an de zile avem spitalul și cu asta basta. Cu asta basta. Și toți au intrat în jocul ăsta și îi vezi, i-am văzut la ședință, nu pe toți, că unii au plecat în delegație în ziua respectivă, așa, i-am văzut acolo cum stăteau, chiar așa stau lucrurile la spital. Și unul a zis, luminat, e o problemă de management, că la spital nu s-au cheltuit banii pe care i-a dat Consiliul Județean. Chiar așa? Chiar toți managerii au fost proști și n-au cheltuit banii pe care i-a dat Consiliul Județean? Sau unii dintre ei au zis, băi, stați un pic, voi îmi dați bani cu dedicație. Păi vreți să vă spun ceva? Acum se știe dacă va fi pornită investiția pentru pavilionul medical,
în actuala locație cine va fi constructorul, în proporție de 95%. De ce? Pentru că s-au făcut niște schimbări în sensul ăsta. Da, e un alt subiect. De discutat și de urmărit. Nu de autosesizat, că nu-i caz. Și tot așa cu proiectele. Am avut un proiect pentru fluide medicale. De fapt, el era un proiect complex pentru spitalul nostru. Nu putem să-l facem, că vezi, Doamne, depășim cheltuielile neeligibile. Bă, da, când ați depășit cheltuielile neeligibile la spitalul de psihiatrie din Roman, în de investiții pe care le aveți în curs, acolo n-a mai fost problemă de câteva milioane de euro. De ce? Că la asfalt merge. Sau la garduri cu Swarovski. Merge. De ce la spital n-ați făcut? Pentru că șeful a zis, facem un spital nou și cu asta basta. Și tot ce a fost bun, pregătit înainte, nu vorbesc bun de finalitate, vorbesc bun ca gândire cât de cât, a fost blocat. Și acum spunem prost managementul, serios, doar managementul prost, dar tu, Consiliul Județean, de ce te-ai oprit din finanțări? De ce ai acceptat să oprești lucrul la oncologie în clădirea veche, să faci un proiect fără să te uiți acolo că e prost făcut? Nu ți-ai dat seama clădirea aia are probleme și te-ai pasat-o la CNI ca să o facă el? Și noi acum stăm cu o secție înghesuită și cu alte secții înghesuite din cauza asta și nimeni nu vrea să accepte că trebuie mutate niște secții într-o clădire și că trebuie găsite niște spații. Că sunt secții care pot fi mutate. La un moment dat se vorbea chiar de mutarea oncologiei pe Ștefan cel Mare, acolo unde sunt posibilități pentru vreo 30-40 de paturi. Nu muți oncologia, dar aveai ce să muți acolo. Tu, acum sunt 2-3 birouri și colegiul medicilor pe acolo și cu asta basta. Și noi aici stăm cu bolnavi înghesuiți. De ce? Pentru că nimeni n-are curajul să contrazică șefii. Iar managerii, toți care au fost, erau legați de mâini și de picioare prin diferite șnurulețe. De ce spun șefii? Vorbim despre spital și manager, nu vorbim despre cei care schimbau managerii, cei care influențau lucrurile în spital. Eu le-aș spune toți oamenii președinților, nu președintelui. Cei care puteau să blocheze o investiție în spital, puteau să o promoveze, puteau să promoveze un constructor sau să aranjeze lucrurile. Uităm cine au fost consilierii. Uităm că în Consiliul de Administrație, nu, știm care sunt atribuțiile Consiliului de Administrație. Erau doi directori din Consiliul Județean în ultima perioadă. Oameni importanți, investiții, personal, etc. Și care acum spun, dom'le, dar noi nu aveam atribuții. Bun? Și? Dar atribuția de a trage un semnal de alarmă, de a spune lucrurilor pe nume. De câte ori a ieșit un membru în Consiliul de Administrație să spună ceva? Din Consiliul de Administrație, din câte știu, face parte și doctorul Juncu. Și de la DSP. De câte ori s-a ieșit să spune, domne, nu se mai poate acolo, domne. Managerul este slab, Consiliul de Administrație, suntem pe calapodul managerului. Șefii de secție nu-și fac treaba sau și-o fac și avem probleme. Avem probleme. Nu mai avem pacienți, nu că n-ar fi bolnavi. Dar e bine așa cât se asigură salariile fără să se țină cont de performanțe,
merge înainte, trai nineacă. Și toată lumea zice, Doamne, să nu ajungem la spital. Normal, te rogi să nu ajungi la spital, dar dacă ajungi, ce se întâmplă? Deci, revin, cei care schimbau manageri, cei care stăteau în spital și controlau pe manager să nu cumva să meargă o lucrare greșit, să nu cumva să întâmple ceva. Cei care au blocat proiecte, cum este proiectul Nefromed cu sările de operații. Cine a blocat proiectul ăsta? Dar nu este greu de văzut și nu este greu de aflat. Să pună cineva mâna pe telefon din Consiliul Județean, să-l formeze un număr de telefon la Codus Munteanu, să-l întrebe. Dom'le, cine a blocat proiectul ăsta? Că a venit ministru și a zis că mai sunt 10%. A venit Arsene și a zis, dă-i drumul ca să-l facem. Și l-a blocat cineva. De ce? Pentru că așa au vrut mușchii lor. Nu e mare lucru de aflat. Câteva persoane acolo au blocat. De ce? Pentru că erau interese și simțeau că le pleacă puterea de sub mână. Și atunci au acționat. Asta e situația la spital. Probabil mâine, dacă nu cumva azi, dar probabil mâine va fi numită director interimar Cristina Atanasae Iacob, care a mai fost director medical, director interimar. Ea vine atunci când e de peticit ceva acolo și încearcă să-și facă treaba cât mai bine. Nu știm cât va rămâne, dacă ea va câștiga concursul, care probabil se va organiza, dacă va participa singură, dacă va mai veni cineva, dacă nu. Dar problema cu venirea Cristinei Atanasae Iacob în funcția de director al spitalului poate fi bună dintr-un punct de vedere. Că vorbește aceeași limbă cu medicii și în special cu șefii de secție. Pe de o parte, dacă va fi așa cum se spune, ia director, la îngrijire avem pe cineva din secția interne și director medical va veni tot din secția interne, va fi clar din nou un moment în care vor exacerba neînțelegerile din interior. Să ne aducem aminte cu gărzile internele, cu cei de la contagioase, ce se întâmplă cu cei de la imagistică, s-ar putea să fie probleme destul de mari. Dar cu experiența ei, cu cunoștințele ei despre spital, despre fiecare din spital, asta contează foarte mult, vine unul la tine și eu nu fac gărzi, da, dar vezi că tu, eu știu că tu ai făcut acolo și așa, și lucrurile se pot aplana și în felul ăsta, are o șansă Cristina Atanasae, numai că are câteva lucruri foarte grele de făcut. Foarte, foarte grele de făcut. Are, cum să vă spun, lucruri de făcut în câteva săptămâni, adică autorizarea spitalului. Dacă ea se face așa cum trebuie făcută, sunt destul de puține șanse să încadreze. De ce? Pentru că nu avem în momentul acesta posibilitatea fizică de a rezolva lucrurile. Dacă cei de la DSP vor fi mai îngăduitori, atunci probabil că se va rezolva situația cumva și va trece la punctul 2, acreditarea. Va fi o adevărată aventură să acreditezi spitalul în condițiile care sunt acum. Pentru că dacă vine cineva de la acreditare și folosește doar documentele din neamț despre spital, ale ISU, ale Consiliului Județean, ale DSP-ului și toate astea, practic n-ai îndeplinit criteriile. Da. Asta e, nu mai stăm să discutăm acum. Vinovații la spital nu trebuie să-i arătăm noi cu degetul, se subînțelege că managerii au și ei o mare parte din vină pentru că nu
Nu au spus lucrurilor pe nume, numai cu aluzii, numai cu încercăm să facem, încercăm să discutăm, în loc să spună clar asta, asta și asta. Conducerea Consiliului Județean, prin toți cei care au reprezentat-o acolo, prin președinți, sunt clar vinovați de situația de la spital și pot să o întoarcă ei cum vor, oriunde. Acolo este o mare parte din vină. Rețelele subterane, cu sau fără șorțulețe, care au încercat să conducă spitalul ani de zile și și-au băgat nasul în concursuri, în promovări, în lucrări și se știu cine sunt toți. Nimeni nu vrea să ia măsuri. De ce? Că ar trebui să lovești într-un sistem. Și sistemul ăla, dacă cade o rotiță, se duc așa ca niște cărți de joc, castelașe cu cărți de joc, unul după altul. Nimeni nu vrea treaba asta. De aceea, persoană care a fost în spital, persoană care era în APASER, persoană care era în tot ce însemna societăți, la putere de decizie, este bine mersi și a trecut în altă parte, unde și-a găsit un loc alt să ia și acolo decizii. Pentru că este din sistem. Și dacă omul acela se apucă să vorbească vreodată, se duc toate, una după alta. Deci vina este acolo, este și vina Consiliului Județean în întregul lui. Vorbesc de consilieri. O să spună unii, da, dar noi eram în opoziție, ce să facem? Ce să faceți? Să vă ridicați în fiecare ședință și să spuneți, a, că nu lăsați vorbim, trebuia să vorbiți peste ei. Că doamna secretar, trebuia să vorbiți peste doamna secretar. Să faceți cum a făcut la vremea aia primarul de Timișești și să veniți cu oameni, cu bolnavi, că aveți și în partidele voastre bolnavi, și declarați și nedeclarați. Și să veniți să puneți presiune. După cum momâile care erau în PSD și ridicau mâna de fiecare dată când le spunea, n-au nicio scuză. Oameni deștepți, unii dintre ei, oameni cu experiență, au stat acolo și au aspirat tot ce spunea președintele și au votat ce spunea președintele. De ce? Pentru că era tare președintele. Și pentru că la mâna lui era și un atop, ca acolo e 2000 și ceva de lei pe lună, erau și alte sinecuri, mai aveai o rudă cu lucrare, mai aveai o, mă rog, pe cineva care trebuie angajată. Și tot așa, și tot așa. Acolo este vina. La toți ăștia. Bineînțeles și a noastră, a tuturor. Pentru că am acceptat ca situația asta să ajungă aici, într-un punct în care, auzi, în anul 2023 e pericol să nu poți autoriza spitalul. Va fi autorizat, se vor face două, trei șmecherii cu niște paturi, cu nu știu ce, și va fi autorizat, mai dă un var și cu asta basta. De ce? S-a schimbat șeful, hai să vedem, mai dăm o șansă. O șansă cui? Sistemului sau bolnavilor? Cred că sistemului. Bun. Nu mai vorbim foarte mult, dar astăzi s-ar putea să fie o zi interesantă pentru mulți din județul Neamț. Din câte știm, astăzi ar trebui ca justiția italiană să se pronunțe asupra unei cereri de extrădare, că au mai fost niște chestii, nu pricep exact cum funcționează sistemul, privindu-l pe Ionel Arsene. Dacă lucrurile stau așa, e posibil să avem știrea astăzi despre faptul că Ionel Arsene va fi extrădat sau nu va fi extrădat. În Neamț se fac pariuri. Păcat că n-avem și o casă de pariuri de genul ăsta. Ce se va întâmpla dacă Ionel Arsene va fi extrădat și adus în țară? Și unii fac liste, uitându-se la istoricul trecut, apropo de Gheorghe Ștefan, și vor zice, oare ce va face Ionel Arsene dacă va fi adus în țară? Începe să vorbească despre afacerile pe care le cunoaște? Va da pe cineva în gât, ca să o spunem pe aia dreaptă? Îi va da în gât pe toți cei care au beneficiat de
facilități în ce privește asociația, vorbesc prostii, autoritatea aceea celebră care dădea autorizații pentru resursele minerale ale țării, va da în gât arsene politicieni, unii dintre ei ajuns la vârful statului, știut fiind că erau acolo o mână de oameni care luau deciziile în birou la vremea aceea lui Liviu Dragnea, când era șef prin Parlament, nu conta foarte mult guvernul. Sunt întrebări legitime și firești. Va da în vileag pe cei care l-au protejat în timp? După cum vedeți, vorbim de lucruri mari, pentru că Arsene, la un moment dat, se juca la o ligă, într-o ligă foarte înaltă. Dacă a fost el capabil să-l sfătuiască pe Dragnea, să o pună pe Dăncilă prim-ministru și Dragnea să spună asta, nu știm cât a vrut Dragnea să-i facă rău cu chestia asta, să derobeze el de această numire. Dar este clar că numirea lui Dăncilă și apoi candidatura ei la președinție a ajutat actualul președinte. Și de aici se pot face speculații, nu știm dacă este vreo urmă de adevăr. Dar e clar că aducerea lui Ionel Arsene are o miză mai mare decât miza județeană. Că unii spun că va veni, că o să spun el ce a făcut cu X, cu Y din PSD, va distruge PSD-ul. Nu, Ionel Arsene niciodată n-a întărit PSD-ul. El s-a întărit el ca poziție. Automat întărindu-se ca poziție, vasalii lui toți au crescut și au găsit un loc propice unde? În PSD. Nu că era social-democratul lui, nu știu cine, mama social-democrației mondiale. Nu. Acolo a găsit terenul propice și s-a dezvoltat pentru că acolo se permitea stilul autoritar. Facem ce spune șeful. De ce? Șeful, dacă spune sunt bani la partid, dacă nu sunt, pune el bani la partid, nimeni nu așa, el stabilește cine candidează și dacă el spune candidează fără niciun fel de, cum să vă spun eu, Cutărescu de pe stradă care stă la colțul străzii și cerșește, ăla candida, fără niciun fel de discuție. Asta e. Deci, astăzi e posibil să aflăm dacă Ionel Arsene va fi extradat sau nu. Dacă nu va fi extradat, va fi interesant de urmărit ce se întâmplă cu PSD-ul în perioada următoare. S-ar putea să asistăm la niște plecări din partid sau eliminări din partid, dar eu zic plecări pe măsură ce se apropie campania ca să îi se facă niște greutăți actualului șef. Și tot așa. În rest, ce să vă spun? Să fiți sănătoși. Să nu ajungeți să beneficiați de tratamentul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț atâta timp cât el este la mâna Consiliului Județean. Pentru că deocamdată nu se văd semne că lucrurile merg spre bine. Am înțeles că se va ocupa de spital domnul Dragoș Chitic. Să fie într-un ceas bun. Asta a fost emisiunea de astăzi, fix jumătate de oră, vă spun o zi minunată.